Bun, deci eu aici am un sistem cap-scară clasic, da? Faza cu două fire comune mi-ajunge într-un întrerupător, firul de la bec și celelalte două cu fire mi-ajunge la al doilea. Crucea este efectiv pusă pe mijlocul acestui ansamblu, adică fix aici. E ca și cum aș tăia astea două și aș pune două într-o parte și două într-o parte să fac comutarea. La livolo, practic, astea două, 4 care o să fie, trebuie să rămână 2. O să vă arăt imediat cum se face conectarea în acest ansamblu cu 3 întrerupătoare. Imediat o să secționăm, o să punem fire și să vă arăt exact conexiunea cap-scară pe acest sistem. Bun, acum circuitul arată exact ca și cum aș avea eu în 3 doze. O doză aici, întrerupătorul din capăt, o doză cu 3 fire în celălalt capăt, iar la mijloc am 4 fire. Eu la livolo, ca să fac circuitul să funcționeze, practic trebuie să-mi unesc faza cu un fir comun, da? Și pe ăsta, da? Dau un exemplu, apoi să vă arăt efectiv. Și mi-aduc faza în întrerupătorul al doilea, da? Deci mi-am adus faza, am făcut punte, mi-am adus faza pe ăsta, o pun la el, în al doilea, îl pun firul ăsta, îl pun tot la el, da? Alături de firul ăsta, da? Ca să aduc apoi din ăsta în următorul, faza, pe acest fir, da? Deci eu, acum, pe puntea dintre aceste trei fire, am adus faza și am pus-o la el în aceste trei întrerupătoare, da? Bun. Apoi, pe firul ăsta, sau, da? Dumneavoastră o să-l identificați în funcție de ce fire sunt, da? Pe următorul fir comun, pe al doilea fir comun, care rămâne din doză, îl pun la borna com și îl duc în următorul întrerupător și îl pun la borna com. Iar din al doilea care a rămas pe circuit, îl pun la com în acesta, fac punte și îl duc la următorul și îl pun tot la com, da? Deci fac punte și îl duc la com. Apoi, firul care a rămas de la bec, îl pun aici la el 1. Dumneavoastră vedeți exact unde este. Da? Și apoi am circuit cap scară în 3 puncte livolo. Și o să am la L1 pun firul de la bec, acest fir îl pun la com. Și firul pe care am făcut punte îl pun la el și am 3 fire, practic 3 borne ocupate. Apoi aici o să am 1, 2 borne, faza și comunul. Și în acesta la fel, faza la el și comunul la com. Bun, și acum circuitul meu arată în felul următor. Faza am pus-o la el, pe cealaltă bornă de el am pus comunul și l-am dus firul care era comun. Și am adus faza și am pus-o la el în următorul întrerupător. De aici am plecat cu comunul și l-am pus la com, da? Apoi cu al doilea fir, aici era cap scara, da? Cele 4 fire, vedeți, sunt 2 cu 2, da? Exact cum a fost tăiat. Și pe ăsta am adus faza la el, pe ăsta am adus comunul și l-am pus la com. În cealaltă bornă de el am pus următorul fir care era din cele 4 și am adus faza, am pus-o la el în următorul întrerupător. Și în comun am făcut punte, de-am adus comun odată aici și celălalt fir care era la cap cruce și am adus și l-am pus la com în cealaltă doză, la celălalt întrerupător. Firul de la bec l-am pus la L1. Hai să vedem dacă funcționează. După ce l-am montat, întrerupătorul principal este cel care are firul de la bec, în cazul meu este ăsta, și doar ăsta o să meargă, celelalte nu o să meargă, pentru că trebuie sincronizate. Ce l-am apăsat 5 secunde. Mă duc la următorul întrerupător și apăs o singură dată. Apoi fac același lucru și cu al treilea. Și acum o să aveți circuit cap-scară din 3 puncte. Pe instalație clasică.